Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. O ediție specială în această seară pentru că suntem în preajma unei sărbători foarte importante. Ea a fost sărbătorită oficial ieri, Unirea Principatelor, și o marcăm și noi la emisiunea Educația, mai ales că e vorba de unirea cea mai importantă, am spune noi, din istoria românilor, deși impropriu unii o numesc Unirea cea mică. Avem în studio doi tineri specialiști în istorie, în politologie. O să începem în ordinea de pe tricou sau ordinea vârstei. Domnul doctor Adrian Tudor, pe care și felicităm cu ocazia, pentru că de curând aveți și titlul oficial. Mulțumesc mult! Bună seara! Mulțumesc. Cercetător în cadrul Institutului Cercetare, Dezvoltare și inovare din cadrul Universității Constantin Brâncuș, și l-ați văzut deja și pe domnul Adrian Preda la aceeași instituție. Exact. Cercetător. Exact. Bună seara tuturor telespectatorilor. În câteva minute o să avem și o legătură directă cu domnul Bogdan Cuza, urmașul, strănepotul marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza, pentru că de astă seară aș vrea să vorbim foarte mult de Alexandru Ioan Cuza, despre ce ne-a lăsat el, și de asta am venit și cu specialiști în politologie, pentru că ne-a lăsat o țară, o România modernă, pe care am făcut lucruri importante, dar poate se puteau face cu siguranță lucruri și mai importante. Discuția noastră cred că ar trebui să începem chiar de la momentul acela și ce ne-a permis, pentru că a fost un moment de grație. De fapt, în istoria noastră, cred că marile evenimente istorice s-au făcut pe plan intern, dar și pe conjuncturi favorabile internaționale. Exact. Eu, având în vedere că doctoratul mi l-a susținut pe relații internaționale, aș vrea să mă întorc puțin la contextul internațional. Aș putea spune că m-aș întoarce la 1856, după finalul războiului Crimeei, când a avut loc acea întrevedere între marile puteri la Paris, unde Franța, Napoleon al III-lea a încercat să fie vioara întâi. De fapt, Napoleon al III-lea a încercat să refacă cumva influența Franței pe continent, după ce mai înainte, la 1815, pe războaiele napoleoniene, Franța fusese cumva, să zicem, pusă cu botul pe labe, dacă e să spunem așa. Napoleon al III-lea a încercat să obțină o poziție de influență în estul Europei. Și am putea spune că a fost un moment favorabil. Evident, Rusia fusese agresorul, în spiritul concertului european, marile puteri, celelalte mari puteri se uniseră împotriva Rusiei pentru a salva omul bolnav al Europei, cum se spunea, Imperiul Otoman. Rusia avea visul său secular, să spunem așa, de a ajunge la strâmtor și la Constantinopol. Avea și probabil are în continuare, dacă nu uităm la ce se întâmplă prin Europa acum. Și contextul a fost cumva favorabil. După 1856 s-a neutralizat parcursul Talvegul Dunării, Rusia a fost cumva, a fost slăbită, mai ales că a fost obligată să cedeze cele trei județe din sudul Basarabiei, luată la 1812 de la Principatul Moldovei. La fel, Marea Neagră a fost neutralizată. Dar au fost prevederi și pentru principatele române, care suferiseră în timpul războiului Crimeei, suferiseră de pe urma unei duble ocupații, de fapt. Una rusească și una austriacă. Și austriecii aveau interese în zonă. Marile puteri constituiseră între ele, la 1815, un așa numit concert de putere. Nu concept, ca să fim clari, concert de putere. În termen conceptual de relații internaționale, concertul de putere, sau cum se spune, concertul european. Un concert de putere este o formă de gestionare a securității internaționale doar între marile puteri, pentru a se înțelege între ele, cu scopul evitării antagonizării intereselor lor, și urmărește crearea și menținerea unui echilibru de putere la nivel internațional.
Pe baza acestui principiu s-a operat și la 1856, apoi să zicem 1859. Plus principiile lui Napoleon al III-lea de naționalism, el încerca cumva să își creeze niște state prietene. De asta a susținut unirea principatelor, cât și, să spunem, formarea statului italian. Da, sunt evenimente importante care ne-au arătat problemele, să spunem așa, România, situația țărilor române devine o problemă internațională după 1856, se discută în congres, se discută în adunările atunci, se discută după aceea în conferința de la Paris și asta ne permite în 1859 să o facem prin forțe proprii, să spunem așa, dubla alegere. Bă. Sunt unii, și apropo de politică, sunt unii care spun și acum că ar fi un context să facem ceva asemănător la nivel la nivelul Uniunii Europene de data aceasta. Ar putea fi făcut asemenea lucru? În ce sens? Ceva asemănător cu rep? Adică, nu știu, președintele din România sau cel din Moldova să fie ales în ambele... De preferat ar fi să păstrăm cutuma și președintele din Moldova să fie ales și în, și în, în țara românească. Sunt discuții. Sunt discuții, dar... Intrăm într-o, da, într-o, da, altă... Speculații și nu știu, da, dacă e cea mai altă bună. Altă tema a emisiunii. Ei dezmint și nu n-are. Și totuși, Alexandru Ioan Cuza ne-a lăsat România modernă, statul pe care s-a construit după aceea România Mare. Da, este adevărat că noi învățăm și în drept și în administrație publică și în istorie și în istoria care o predă, se predă în, în școală despre conceptul de reforme al lui Cuza. Poartă acest nume, reformele lui Cuza, însă a fost o echipă de oameni luminați. O echipă condusă magistral de omul Mihail Gogălnicianu, de exemplu. Pașoptiștii care au fost alături și care n-au renunțat la acest proiect de țară, unirea principatelor române. Îi regăsim și găsim aici gorjeni care au luptat în Revoluția la 1848, fruntași gorjeni, Magheru, Tel, oameni care au susținut pe mai departe și au ajutat în 1859 ca și Gorjul să susțină unirea principatelor. Noi când vedem imagini, și când spun imagini mă refer la picturi pe care ni le lasă, de exemplu, Teodora Mann, vedem că la Craiova au avut loc manifestații impresionante, vedem că la București, vedem la Iași. La Târgu Jiu mulți s-au întrebat aici ce s-a întâmplat în 24 ianuarie 1859. O să revenim, avem și legătura cu excelența sa, domnul Bogdan Cuza, strănepotul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Dacă ne auziți, bună seara, bun venit la emisiunea noastră. Bună seara, vă aud foarte bine. Vă mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Suntem aici cu domnii Adrian Tudor și Adrian Preda de la Universitatea Constantin Brâncuș, cercetători în cadrul instituției. Vorbeam, emisiunea noastră se numește Domnitorul Alexandru Ioan Cuza ne-a lăsat o țară. Ce ne puteți spune dumneavoastră din perspectiva rudei, să zicem așa, directe, peste un secol și ceva? Ce ne puteți spune despre Marele Domnitor? Ce poate să spune și orice român adevărat, în sensul că trebuie să ne păzim această țară și să ne concentrăm asupra dezvoltării și consolidării conștiinței românilor în apărarea a ceea ce ne-au lăsat sfânt strămoșii noștri. Am înțeles. Apropo de amintirea Marelui Domnitor, cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Din câte știu, sunteți dumneavoastră locuiți în afara țării, dar veniți foarte des în România. Da, 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 este adevărat. Cum este cunoscut domnitorul Unirii, cum este văzut și apreciat de diaspora și cum este văzut în România, din ce știți dumneavoastră, din ce ați văzut dumneavoastră? Memoria domnitorului rămâne intactă. Numele de Cuza rămâne un nume de legendă care să întruchipeze formarea noastră ca națiune și ca stat național unitar modern român.
toți oamenii cu care mă întâlnesc, mai ales la biserică, la Sfânta Liturghie, și care vin la biserică în costum național, poartă memoria via Domnitorului. Ne bucurăm că este așa. Ați fost și veniți foarte des în România. Sunteți, ați fost inclusiv la Târgu Jiu în anii din urmă, chiar la Universitatea Constantin Brâncuș. Plăcute amintiri. Amintiri plăcute. Deci este istoria încă la ea acasă pe aceste meleaguri, mai ales în acest context european în care istoria pare să nu mai joace rolul atât de important care îl are? Știți cum este... Fiecare țară își respectă limba, tradițiile și neamul. Este o conduită care face parte din legile naturale ale Pământului și legile lui Dumnezeu. Nu va putea fi ușor să fie înlăturate aceste întruchipări ființiale ale omului. Trebuie să vedem cum și când se va putea schimba un trend în sensul respectului național, respectului față de familie, față de biserică, față de școală și față de Dumnezeu, în primul rând. Faceți parte din această familie Cuza, extrem de importantă în istoria noastră. Pentru unii dintre telespectatori, cei care au văzut anunțul pentru emisiune, chiar era întrebarea, deși noi am explicat în prezentare linia dumneavoastră, arbore, ca să vă dați seama, adică se vadă de unde veniți. Ar fi bine să repetați pentru telespectatori de ce sunteți rudă sau cum sunteți rudă cu Marele Domnitor. Arborele genealogic are o latură ascendentă și descendentă. Pe latura ascendentă aș putea spune că provenim de la unchiul Domnitorului, respectiv de la fratele tatălui lui, respectiv de la Gheorghe, din care ne tragem cei care mai existăm astăzi, și Ioan, tatăl Domnitorului. În sens invers, descendent, numele familiei ajunge la cronicarul Miron Costin, a cărei nepoată Ilinca s-a căsătorit cu Miron Cuza. În felul acesta, rădăcina neamului parcurge latura mușatinilor Ștefan cel Mare. Însă Șeminescu avea un respect extraordinar pentru această legătură de rudenie a familiei Cuza cu Costinei lui Miron Costin, spunându-i mama lui Iurașcu, Eminovici Raluca, că marele nostru poet ar putea să se înrudească direct cu Domnitorul. A fost unul din motivele pentru care Eminescu a făcut o vizită de curtoazie în 1870 la Oberdöbling, un cartier al Vienei, implorându-l pe Domnitor să revină pe tronul țării. Da, se știe de întâlnirea aceea și a fost foarte importantă. Pe de altă parte, apropo de rudire, faptul că vă trageți, știți cum se spune, cum spune Eminescu, din rude mari împărătese, se vede și în acest lucru, adică o legătură cu mușatinii și până la momentul prezent. Câți urmași sau ce urmași mai are Domnitorul în momentul de față, în afară de dumneavoastră? Mai sunt două familii care poartă numele de Cuza și ea lateral care poartă alt nume și care sunt uridite mai mult pe parte feminină. Dumneavoastră aveți v-ați remarcat în domeniul economic, de fapt sunteți absolvent de facultate în domeniul acesta, sunteți doctor honoris, de fapt aveți doctorat în economie, sunteți doctor honoris causa de la Universitatea Constantin Brâncuș. Nu v-am văzut însă și nu v-ați amestecat nici în partea politică, așa, pentru că numele acesta impunea și poate ați putut face și o carieră politică în România, și nici nu sunteți atât de cunoscut pe cât ar trebui, să zicem așa, adică vă țineți departe de publicitatea ieftină, să spunem așa.
ați punctat exact ce aș fi punctat și eu. Numele acesta este prea sfânt ca să poată fi murdărit. Ori în momentul în care te uiți la luptele care sunt în afara zonei economice, mă refer la latura politică mai ales, nu mi-am preluat și nici nu o să-mi preiau vreun risc ca să mă amestec în așa ceva. E important acest lucru. Pe de altă parte, vorbeam și e titlul emisiunii, că Alexandru Iancuza ne-a lăsat o țară. Ce ar fi de făcut sau cum vedeți dumneavoastră lucrurile ca România să joace un rol mai important, atât la nivel european, vedem contextul actual, cât și pentru români, adică să fie mai bine. Să fie cum le-a fost cu Cuza, pentru că lucrurile s-au schimbat fantastic prin reformele pe care le-a girat în timpul domniei sale. În primul rând, trebuie îndeplinită condiția de bază, în sensul ca românii înșiși să se iubească mai mult între ei și să fie, așa cum am zis-o și Eminescu, într-un cuget și simțire. De fapt, a fost deviza de bază a unioniștilor. Nu poți să fii respectat în afară atâta timp cât tu nu te respecti înăuntru tău. E condiția de bază, după părerea mea. Da, apropo de un alt lucru, s-a scris foarte mult despre domnitorul Alexandru Iancuza, despre ce a făcut el pentru România, a fost și controversat și contestat într-o perioadă, a fost însă și ales când el era în exil, a fost ales parlamentar, n-a mers să-și ia mandatul, dar mă refer că oamenii l-au votat. Cum vi se pare acest lucru în privința recunoștinței românilor acum față de marele domnitor? I-ar fi de dorit să se menționeze și să fie mai vizibilă etapa istorică pornind de la 1859 încoace. Există o tendință de depășire acestei etape și parcurgerea istoriei noastre moderne începând cu 1866. Din punctul meu de vedere, mi-aș dori ca manualele de istorie, tot ce se face în preambulul zilei de 24 ianuarie să fie mult îmbunătățit și arătat tinerilor că am avut un predecesor care ne-a format și ca neam, și ca țară, și ca tricolor, și ca orice reforme necesare și posibile care erau adaptate vremii respective și care continuă și astăzi. A avut în spate o domnie de 7 ani care a făcut extrem de multe lucruri bune pentru români. A fost silit să plece din România, deși Șterg cam terminase, să spunem așa, mare parte din opera reformatoare. Cu toate acestea, dacă probabil și nu se scrie istoria cu ce ar fi fost dacă domnia ar fi continuat, poate ar fi fost și alte lucruri de făcut în România. Pe de altă parte, și acum privind retrospectiv după 164 de ani referitor la alegerea din 1859, vedeți un asemenea lucru posibil în anii următori? Visul românilor este să ne reunim și cu Moldova, adică să fim din nou la un loc. Cum vedeți aceste lucruri? Mențin părerea că lucrurile naturale se vor respecta într-un târziu. Când se vor respecta, nu știe decât Dumnezeu. Dar, din punctul meu de vedere, în condițiile actuale, trebuie să ne consolidăm pentru ceea ce avem, să păstrăm cu sfințenie și apoi să ne readucem frații la matcă, cum au făcut-o și unioniștii. La ceas de sărbătoare, pentru că a fost ieri sărbătoarea Unirii Principatelor, dar practic suntem în sărbătoare în tot aceste zile, ce le-ați transmite românilor, cei care ne ascultă, mai ales că ne vedem și dincolo de Prut, ne vedem și în țările unde e o diasporă foarte importantă? Le-aș sugera că fără credință în Dumnezeu nimic nu se poate. Faptul că Dumnezeu nu ne uită și nu ne-a uitat, neamul nostru se va regăsi și reîntruni mai devreme sau mai târziu,
Iar din punct de vedere mesianic, aș transmite ce a dedicat Vasile Alexandrii Domnitorului în memorabila poezie care a fost scrisă la moartea lui. Cât vor fi români pe lume, cât va fi pe cerul soare, a lui Cuza mare nume, să știți bine că nu moare. Vă mulțumim pentru acest mesaj de peste graniță. Să ne dorim să vă avem la Târgu Jiu ca oaspete, să vă avem și în studio, să putem discuta mai mult despre Marele Domnitor și despre ce înseamnă România în prezent. Vă mulțumim pentru intervenția mult de noastră. Tot și transmite și invitațiilor dumneavoastră toate cele bune din partea mea. Doamne ajută, mulțumim. Doamne ajută. A fost cu noi domnul Bogdan Cuza, strănepotul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, domnia sa fiind într-o legătură telefonică din afara țării. Cred că Germania este dânsul. Da, acolo are da. Ne întoarcem în studio, ne întoarcem la ce s-a întâmplat începând cu 1856 și mai ales la momentul de grație 1859. Aș vrea să privim două lucruri mai întâi, apropo de evenimente, să vedem ce se întâmplă pe plan internațional după 1859, pentru că noi n-avem unirea principatelor în 1859, e un proces mai lung. Și să vedem și ce se întâmplă în județul nostru în perioada respectivă, ce a însemnat perioada Cuza și după, mai ales că aveți o cercetare, domnule Adrian Tudor, pe domeniul ăsta și ne veniți, cu siguranță ne veți da informații inedite. Foarte multe lucruri descoperite în arhivele naționale în ultimii ani despre perioada anilor 1860, premergătoare, despre reformele aplicate în administrația locală. Aș începe în primul rând prin a menționa să nu uităm că România modernă începe de unde? De la Gorj. Revoluția lui Tudor Vladimirescu, proclamația, este scrisă la Târgu Jiu, citită la Padeș în Câmpia Soarelui și apoi ajunge la fiecare cetățean din țara românească. Apoi pașoptiștii, despre care vorbeam mai devreme, care au avut un singur proiect, acela de a uni unioniștii, pașoptiștii unioniști, proiectul lor major, care n-au fost mulți, n-au fost nici măcar 100 de tineri entuziaști care au crezut în unirea principatelor române într-o țară numită România, pentru că nu vorbeam la acel moment de numele de România. Îl datorăm tot lui Cuza. În 62, sigur. Da. Și la Târgu Jiu are loc, bineînțeles, o efervescență și la 1848, pentru că dacă luăm numai străzile care poartă numele unor pașoptiști, că vorbim de Popa Șapcă, da, a avut legături cu gorjenii atunci, generalul Maghieru, care reprezintă o figură, eu aș spune că prea puțin vorbim despre generalul Maghieru, ca având în vedere rolul important pe care l-a avut această personalitate în a doua parte a secolului 19. E important, deci nu numai la Revoluția Pașoptistă, categoric, și toată perioada. Și mai departe, cu toate că pleacă în exil 9 ani, modul său de a se comporta în societate, gândiți-vă că și-a donat în cadrul, atunci când s-a aplicat reforma agricolă, generalul Maghieru, și-a scris și dumneavoastră în lucrarea pe care am citit-o cu pasiune despre generalul Maghieru, generalul oferă țăranilor pământ fără a mai aștepta să fie plătit în rate, în timp, așa cum se discutase. De ce? Pentru că el a crezut cu adevărat în acest principiu de a aboli servajul, cum spuneau ei, deci servitutea, ca țăranii să devină liberi, să înceapă să aibă pământ, să înceapă să se gospodărească, să muncească. Dar asta e doar o reformă pe care au aplicat-o cu succes în final. Ce se întâmplă la Gorj, pașoptiștii, atât generalul Maghieru și generalul Cristian Tell, după ce revin din exilul impus de 9 ani, după Revoluția la 1848, revin acasă și încep să lucreze din nou la acest proiect de unire. La un moment dat, în 1859, când adunările ad hoc aveau nevoie de majoritate pentru a decide unirea, pentru că marii boieri și inclusiv la Gorj întâlnim foarte mulți dintre aceștia care știau că își vor pierde din drepturi și își vor pierde
favorurile lor, aș face doar o scurtă paranteză, la Gorj până în 1864, când se aplică legea electorală, votau, era votul cenzitar atunci, votau doar 272 de persoane, oameni care aveau averi, deci erau boieri. Ei votau parlamentari. Cuza vine cu o reformă în acest caz, o reformă electorală, plebiscitul organizat în vara lui 1864 și de la 270 de alegători în Gorj, cei care aveau averi foarte mari, ajung să voteze peste 27.000. Deci atunci putem vorbi de o legitimitate cu adevărat, pentru prima dată cetățenii își pot alege reprezentanții. Iată o altă reformă. Normal că ei trebuiau să trimită în Parlament oameni care credeau în proiectul de unire. Și de la Gorj avem atât pe generalul Tel, este generalul Magheru, Ioan Roibu de la Novaci, un reprezentant al Clăcașilor, care și-a făcut datoria față de ideea unionistă, pentru că mai târziu, acum eu o să vă spun foarte multe lucruri și picanterii, lucruri mai puțin cunoscute, dar ca să înțelegem ce era clasa politică la Gorj în acel moment și atunci când credeau într-o idee, cum acționau. În 1864 este ales senator acest Ion Roibu, care fusese reprezentat la adunarea ad hoc, și există dovada unui mesaj transmis de primul ministru Mihail Gogănliceanu către prefectul de Gorj, Dimitrie Ștefănescu, chiar cumnatul lui Tel, prin care îi spune să fie ales ca senator Ioan Roibu, că este un om de bază, un clăcaș de bază și un om cu principii, deci care îi ajuta. Aveau nevoie de astfel de oameni care să aplice să voteze legile și să aplice reformele mai târziu. Ce se întâmplă la Târgu Jiu cu alegerea membrilor adunarea ad hoc, era, de exemplu, Ghiță Magheru, băiatul generalului, prefect peste câțiva ani al Gorjului, parlamentar, primar, și el primar al orașului. Ghiță Magheru îl înștiințează printr-o scrisoare pe general la București că a renunțat a candida pentru adunarea ad hoc și ca deputat, spune el, și a cedat locul și l-a susținut pe generalul Cristian Tel. Cristian Tel nu avea o avere atât de mare încât să-și permită, a fost și o discuție. Și nu mai era nici general. Dar nu i s-a recunoscut gradul din timpul Revoluției. Sigur, da. Dar pentru noi rămâne generalul Cristian Revoluției Tel. Române, până la urmă. Sigur, sigur. 48. Deci iată ce se întâmpla aici. De ce aveau nevoie de astfel de oameni, deci pașoptiștii de care vorbeam, să rămână în prima linie decizională a țării? Pentru că era proiectul lor, ei trebuiau să-l aplice. Altfel, boierii locului, familiile, aici vorbim de familia Broșteanu, de exemplu, care frâna lucrurile la Gorj. Știau că își vor pierde favori, pământuri, privilegiile pe care le aveau. Chiar se menționează că, vorbeam mai devreme când a intrat excelența sa în direct, vă spuneam că de la Târgu Jiu nu avem imagini de atunci. În țară sunt câteva tablouri, sunt stampe ale unor artiști, Teodor Aman în mod special, dar ce s-a întâmplat la Craiova, Târgu Jiu, care să imortalizeze. Însă avem câteva mărturii și una dintre ele spune că s-a celebrat acest act al unirii în seara de 24 ianuarie 1859 printr-un tedeum la Catedrala Domnească din centrul orașului, actuala biserică Sfinții Împărați din piața Prefecturii, așa cum o știm și cum o cunoaștem acum, și spune mărturia, găsim în cartea lui Alexandru Ștefulescu, istoria Târgu Jiului, spune că la manifestație și la tedeum acolo au venit și caiafele îmbrăcate frumos și făceau fețe. Era vorba de boierii care îi puseseră piedici și lui Vladimirescu și pașoptiștilor, care încercaseră să falsifice voturi, de exemplu, în anumite plăși din județul 1857, în 57. Deci iată că nu a fost
deloc ușor, dar fiecare județ a reprezentat o picătură mai mică sau mai mare în acest mare ideal. O să ne întoarcem la situația pe plan intern și la Gorj. Și o să mergem puțin, pentru că spuneam, a fost unirea din 1859, dubla alegere a lui Alexandru al Cuza, n-a fost decât un pas până la recunoașterea unirii și ca să facă posibilă după aceea epoca marilor reforme, au fost mult de luptat și pe plan extern. Domnule Preda. Exact, da. Domnul Cuza era numit și domn, chiar dacă a fost domnitor, a trebuit să întreprindă mari eforturi diplomatice pentru a recunoaște unirea, mai ales că mari puteri precum Austria aveau interese în zonă. Austria încercase să integreze economic și politic principatele Imperiului Otoman, la fel nu voia să slăbească din putere. Marea Britanie avea interesul ca Imperiul Otoman să nu fie slăbit. Iar asta a reprezentat un, să zicem, câteva impedimente pentru Cuza. E de remarcat faptul că a fost un moment favorabil slăbirea Rusiei. Dacă stăm să ne gândim, mă gândeam la o tentativă din asta de teoretizare așa la nivel minimal, cred că marile momente unificatoare ale României în istorie au avut loc atunci când Rusia a fost slăbită. Dacă interesant, poziția și adevărat, da. Basarabia, dacă stăm să ne gândim, a fost posibilă unirea cu Basarabia, care nu era cuprinsă în tratatul cu Antanta. Basarabia era promisă de puterile centrale, Antanta promiteau teritorii până la Tisa în 1916. Rusia atunci s-a aruncat în război civil și până la urmă Basarabia își declară independența și faptul că vrea să se unească cu România și între trupele române. Deci pe fondul slăbiciunii și dezorganizării sovietice. Să zicem, Rusiei sovietice. Mai mult decât atât, cu o scurtă paranteză, România cunoaște un boom economic și o dezvoltare în perioada interbelică, când Rusia era ocupată cu Revoluția Bolșevică și statul era slăbit de-a binele. Da, și nu și-a revenit în primul deceniu interbelic. Rusia revine în relații internaționale puternic după 1930. Exact. Dacă mă întrebați dacă ar fi posibilă o unire cu Basarabia acum, deocamdată știm foarte bine că Basarabia e supusă unor presiuni. Adică Basarabia, Republica Moldova. Deci presiuni geopolitice. Presiuni geopolitice, avem Transnistria cu trupe rusești acolo, ori NATO nu permite integrarea în interiorul său a unor state cu trupe străine pe teritoriul lor și cu conflicte la graniță. Da. Dar în varianta asta nici Ucraina ar trebui să intre, pentru că sunt trupe străine rusești pe teritoriul Ucrainei. Nu, asta a bine. Fost așa, da, n-are rost să intrăm în asta. Era o speculație. Trebuie să ținem cont că puterile, lumea să înțeleagă de ce era, de ce marile puteri aveau un interes în zonă, pentru că pe noi ne favoriza sau defavoriza, când vorbeam din punct de vedere diplomatic, Dunărea. Gurile Dunării, accesul la Marea Neagră dinspre Europa pe apă. Și aici a fost un permanent interes, de exemplu, al Austriei, mai târziu al Imperiului Austro-Ungar, vis-a-vis de comerțul pe Dunăre. România reușește târziu să poată să perceapă vamă pe Dunăre, de-abia în perioada lui Carol I, pentru că Austria controla această problemă. Normal că aici se ciocneau cu alte două interese, Imperiul Otoman și Rusia țaristă. Da, o să ne întoarcem la Cuza, dar aș vrea să atingem și un alt moment care s-a întâmplat în vremea Marelui Domnitor, dar care avea bătaie mai lungă. Pentru că noi facem unirea principatelor, avem România și primul obiectiv este independența acestui stat, după aceea urmând Marea Unire, România Mare. A fost momentul Napoleon al III-lea care putea să, deci ne putea aduce independența fără să vărsăm sânge. Se întâmplă ceva, adică acea trădare în care s-a aflat la nivel internațional că România pregătește ceva cu ajutorul Franței și lucrurile s-au dus așa cum... Cum s-a văzut asta din exterior? Cum puteam să speculăm acel lucru la momentul acela și să ne declarăm
independența fără vărsare de sânge, cum ne-a cerut sau ne promisese Napoleon al III-lea? Mie mi-e greu să cred, pentru că totuși Napoleon al III-lea până în Franța, lângă noi era Austria. La răsărit aveam Imperiul Țarist și la sud Imperiul Otoman. E adevărat că am avut o susținere din punct de vedere diplomatic din partea împăratului Napoleon al III-lea. Ne-a ajutat contele Walewski și tot ăsta, deci au fost lângă noi. Am avut un punct de sprijin important. Mai mult decât atât, și asta se discută foarte puțin, Napoleon al III-lea îl recomandă pe Carol să vină domnitor. Deci iată, un împărat francez recomandă un neamț ca domnitor al principatelor române. Atunci, e adevărat că se și înrudeau și alternativa venită dinspre Belgia, cu Leopold al Belgiei, intra în coliziune cu dinastia germană. Exact. Da. Categoric. Dar alegerea lui Carol se supune cumva dezideratului pe care și l-au manifestat generațiile de, să zicem, de oameni care au luptat pentru unirea principatelor, domn străin dintr-o dinastie domnitoare. De asta s-au dus prima dată la Filip de Flandra, de asta au venit l-au acceptat pe Carol. Că s-au gândit că un străin va fi neutru de luptele interne, politice. Deci politicienii de atunci erau conștienți că avem o problemă, problemă care a rămas. Dacă ne gândim, iată, coalițiile la noi nu merg în România, n-au mers niciodată. Coalițiile, dacă stăm să ne gândim, vă dau o exemplu, peste mai mult de un an și ceva, Belgia n-au reușit să-și formeze guvernul, Spania la fel, așa se întâmplă când ai un sistem multipartid, nu cum e unul bipartid, asta e, când îți mai multe părți, interesele se coagulează mai greu. Cum a reușit Alexandru, și ne întoarcem la Alexandru Ioan Cuza, cum a reușit totuși el să facă, să recunoască actul, pentru că dubla lui alegere n-a convenit în cancelariile străine. N-a convenit nici turcilor și austriecilor, n-a convenit nici în vest, cu toate că ne-au sprijinit francezii și italienii, care aveau și ei aceleași interese. Da, v-am zis, el a trebuit să întreprindă un susținut efort diplomatic. Atât la Imperiul Otoman sunt celebrele povești intrate în legendă când se duce la sultan. Evident că principatele încă rămân sub suzeranitate otomană, asta e un compromis până la urmă. Au trebuit să plătească la început ambele au trebuit să plătească un anumit tribut. Deci e vorba de, cum să vă zic, de un a fost vorba de un compromis. Și compromisuri permanente pe care le-am făcut și cu Înalta Poartă și cu Imperiul Austriac în acel moment. Rusia nu a contat atât de mult. Rusia venea după exact ce remarca, pierderea războiului din Crimea. Deci în perioada aceea, practic după Crimea, Rusia până în 1877 nu prea se poate implica în zona noastră. Este recunoscută dubla alegerea lui Cuza, însă și marile puteri pun o condiție că această domnie peste ambele principate va fi doar pe perioada vieții lui Cuza. Exact. Și atunci, deci totuși nu lasă liber. Toate acestea, marile puteri aveau nevoie de un punct de stabilitate în această zonă, pentru că discutam, spuneam mai devreme, de poziția noastră geopolitică, geostrategică. Ori ei aveau nevoie deja de liniște în zonă, pentru că discutăm de comerț. De comerț important. Mai e un lucru, țările române, Oltenia în mod special, era un furnizor foarte important pentru Austria și pentru armata austriacă, un furnizor de materie primă. Cereale, lână, animale în viu, sunt documente care ne arată că peste pasul Buliga, adică defileul Jiului nu era practicabil, pe unde noi cunoaștem că este monumentul poiana lui Mihai Viteazu și monumentul, treceau în fiecare an turme cu mii de râmători și vite. Deci noi eram un furnizor de asta, noi nu aveam nici producție, noi nu făceam produs finit, aproape nimic. Noi, când se înființează Consiliul Județean
În 1864 am găsit tabelele cu achizițiile de mobilier și cele necesare. Nu e nimic produs de vreun producător cu nume de român. Toți sunt austrieci sau unguri. Și mai e un aspect de notat. Austria și ulterior Imperiul Austro-Ungar de la 1867 a încercat cumva să aibă o poziție din asta, să zicem, dominatoare, quasi-hegemonică asupra economiei românești. De multe ori Austria, vame și austrieci instituiau carantină după bunul lor plac pentru ovine, porcine, mă rog, animalele exportate de România, fără neapărat fără a oferi un motiv, să zicem, cât de cât plauzibil. Apropo de interesele economice, nu cumva seamănă lucrurile și cu ce se întâmplă în prezent? Ba da. Nu reușim să venim cu un proiect de țară pe care să-l respecte fiecare guvern, indiferent de culoarea sa politică majoritară. Nu reușim. Iar asta cu plânsul pe la înalta poartă, ce spunea și excelența sa, domnul Bogdan Cuza, din păcate ne-a revenit hatârul ăsta și să plimbă, acum nu să mai duc la Istanbul, să duc pe la Bruxelles. Unii sau alții atunci când sunt deranjați de poate de multe dintre proiectele bune pentru România. În fine, important cred eu că atunci o clasă politică bine școlită și spuneam, frații Golești, Rosetti, Gogălnicianu, Alexandrii, care face un gest extraordinar. Alexandrii trebuia să fie ales el ca domnitor al țării românești. Așa era discuția, însă Alexandrii cedează funcția asta de domnitor al țării românești pentru a putea să vină Cuza să fie ales și la București. Aici, deci atât ce gest. Aici s-a profitat cumva de o lacună. Categoric a fost o lacună în convenția de la Paris. Da, nu se spunea că e interzis să alege aceleași persoane. Adică, și se povestește cumva, sunt istorici care vorbesc de politica faptului împlinit, practicate de elitele politice românești. Să zicem, la 1859, ulterior, când practic independența României e declarată în mod unilateral înainte să... Și dreptul internațional la momentul acela, ce nu este interzis expres, era permis, să zicem așa. Deci s-a speculat acest lucru, vorbeam de Walewski mai devreme. Toată conjunctura a fost favorabilă nouă și s-a putut face acest lucru. Însă, acum avem noi o chestie pe lângă celelalte și de asta aș vrea să-mi spuneți părerea sau dacă vă deranjează. Auzim tot mai mult de unirea mică, de unirea mare. E un termen greșit, dar vedem folosit, nu l-am auzit pe președinte, dar am auzit politicienii importanți din România care spun așa. Pe președinte nu l-a auzit nimeni. Nu mai aude nimeni. E și asta o problemă. Domnul Șumcu, dacă îmi permiteți, domnul profesor, să intervin, vă mulțumesc. 24 ianuarie, ca din păcate aproape toate sărbătorile noastre, au ajuns doar simple acțiuni de festivism. Aceleași discursuri fade pe care le întâlnim și dacă ne uităm acum, a fost la Indigo peste tot în țară mesajul, s-a jucat Hora Unirii. Din păcate, din ce în ce mai mulți care se prind în hora aia nu înțeleg care e spiritul. Așa, avem cele mai mari huiduieli, le avem totdeauna, în fiecare an, le avem de 24 ianuarie. Da, din păcate. Și vreau să vă spun un lucru. Cred că ne vom schimba atunci când se vor schimba discursurile politicianiste. Pentru că îi ascultăm pe toți vorbind la tribună de 24 ianuarie, toți încep, astăzi este 24 ianuarie, și sărbătorim Unirea Principatelor. Și lumea care vine la acest eveniment stă să uită și zice așa, știm bre că de-aia venirăm, spune-ne și nouă ceva. Ori noi în discursurile și în mesajele astea trebuie să readucem mesajul pe care l-au avut înaintașii noștri atunci. De ce s-a întâmplat? Ce au reușit să facă ei? Noi trebuie să primim o lecție de istorie în momentele astea. Dar noi mesajul este să fie bine, să nu fie rău, ceva de genul acesta și cam atât.
sărbările astea au ajuns, din păcate, o altă ocazie de a își face poze, de a-și pune pe Facebook că astăzi ne-am prins în horă. Nu, poporul, hora asta, unirii, înseamnă altceva. În cuget și în simțire spune tot. Păi, da, suntem mai, părem, cel puțin cu de 24 ianuarie și vedeam o retrospectivă pe o televiziune de știri în seriile trecute. Mulți ani în urmă, deci în ultimii ani, de la Băsescu, cel puțin de la Băsescu începând, dar chiar mai devreme, cele mai mari huiduieli se petrec sunt atunci. Deci suntem mai dezminați ca niciodată, chiar de ziua Unirii. E și mai aproape, mai la răsărit așa Iașiul și e normal să ai astfel de manifestări în Iași. Da, e, poate deci, fi din punct de vedere geopolitic și strategic, la Iași... Ne întoarcem la ce s-a întâmplat în vremea lui Cuza, la unirea principatelor, la statul acela pe care ni l-a lăsat Cuza, care a evoluat apoi fericit, vorbeam de conjuncturile internaționale, însă lucrurile n-au fost totdeauna fericite, în sensul că deși am reușit să facem multe lucruri, pare să involuăm chiar acum, în ultimile decenii. Deci nu, practic, dacă luăm reperul 1989 și 2023, pe domeniul ăsta nu s-a prea întâmplat nimic. Suntem tot acolo. Eu am altă perspectivă. Vă rog. Uitându-mă pe statistici, pe nu știu ce, eu aș considera, ba, asta e, s-ar putea să nu fie multă lume de acord cu mine, eu aș considera că trăim cea mai bună perioadă. Industria cu mai puține fabrici arată mai bine decât aia dinainte de 1989. Da, știu, e o poziție care poate fi contestată... Nu, eu o să fiu gică contra de data asta și vă dau un simplu argument. Avem totuși 5 milioane de români plecați afară, care au plecat din cauza că economia nu prea merge și trebuiau să găsească... Da, dar mai grav e că avem o treime din populația adultă activă a României care primește ajutor social. Da. Pentru că nu se poate angaja. De ce? Pentru că cu toate astea noi angajăm forță de muncă din Nepal, din... Și bine plătită. Da, dar nu sunt semnificative acele angajări. Deci deocată probabil deci n-avem există, unde, nu prea merge. Deci există, ba da. Problema însă e... nu e problema că oamenii, că spun mulți, și chiar politicienii au, că nu vor să muncească, greșit. Educația nu dă roade. Nu te poți angaja fără 8 clase. Educația nu dă roade. Deci... Eu îmi mențin încă părerea, da, sunt mulți plecați în afară, ideea e că România mai are încă mult de recuperat față de vest. Așa am fost și, să zicem, la 1859, practic UZA, am putea spune că a preluat niște o țară, niște principate aproape, eu știu, de Evul Mediu, aproape. El s-a luptat, asta e meritul lui Cuza, el s-a luptat foarte mult cu facțiunile conservatoare care s-au opus reformelor conservatoare, spun că nu exista Partidul Conservator. Conservatorismul poți să-l iei și ca o stare de spirit. Da, dar ne-a adus atenție. Să nu uităm că în aceeași perioadă Germania și Italia își fac statele naționale, exact ca și noi. Suntem cumva acolo. E adevărat că statul nostru național e mai mic decât al lor și nu cuprinde pe toți românii. Dar suntem acolo. Deci a reușit să ne aducă cumva câteva decenii în... Asta da, dar... Repet, și ca urmare a contextului favorabil internațional, Italia la fel s-a unificat și a apărut regatul Italia, s-a unificat în jurul Piemont-Sardinia, regatului Piemont-Sardinia, s-a unificat tot ca urmare a ajutorului lui Napoleon, că în 1859 avem un război cu Austria, Piemont-Sardinia alături de Franța împotriva Austriei, Germania la fel, în urma unor războaie cu Danemarca, cu Austria, cu Franța. Na, la fel și România trebuie să treacă, să zicem, prin niște furci caotine așa. Da, am făcut-o fără război. Păi la 1877 am făcut-o cu război. Da, dar mă refeream la unificare. Am făcut-o, unirea principatelor s-a făcut fără război, din fericire. Exact. Suntem pe final de emisiune, mai avem un minut. Haideți să încercăm să-l împărțim, să tragem și niște concluzii la discuția noastră. Pentru că dacă tot o luăm cu amănunte, o să vedem informații, o să tot aducem telespectatorilor. Concluzii. Este o lecție pe care o primim de la înaintașii noștri. Ne arată că dacă vom reuși să găsim o mână de patrioți, atunci lucrurile pot
se pot împlini, visul, idealul se poate împlini. Arată că avem nevoie de oameni care să-și, oameni politici care să-și pună interesul național înaintea interesului propriu. Și generația pașoptistă, unionistă, generația de jumătatea secolului XIX, a doua jumătate a secolului XIX, ne arată acest lucru. Poate că nu vorbim nici despre Cuza și reformele sale atât de mult, însă este un exemplu demn de urmat ceea ce s-a întâmplat la 1859, cu toate că el reușește de-abia în 1864 să-și voteze legile pe care și le dorea în administrație, se înființează comune, consilii județene. Cu siguranță trebuie să ne oprim aici. Am luat din minutele colegului. Da, foarte scurt. Am să fiu pe lângă nevoia de care zicea colegul meu de patrioți, de oameni care să lupte pentru interesele țării. Trebuie să ținem cont că nu suntem singuri în sistemul internațional la nivel regional. Avem alte mari puteri pe lângă noi și trebuie să facem alianțe. Lucrul ăsta s-a văzut luna trecută cu spațiul Schengen. Bun. Mulțumim pentru prezența la emisiune. A fost cu noi domnul Adrian Tudor, Adrian Preda de la Universitatea Constantin Brâncuș. Mulțumim pentru atenție. La revedere!